Putem spune că Vodafone a crescut practic în termen de cifre mai repede decât Orange în 2006, însă Orange este în continuare lider de piață ca număr de clienți. Aici vorbim de cifre. Creșterea cea mai dinamică însă a avut-o Cosmote, dacă ne gândim de unde a plecat și unde se află în prezent. În primul rând, bună ziua tuturor și mulțumim pentru invitația de a participa la această sesiune. De obicei, luna decembrie este ultima lună din an și este probabil un moment de bilanț. Eu nu am să fac un bilanț a ceea ce s-a întâmplat anul acesta, din perspectiva Vodafone. Aș spune mai degrabă că este începutul celui de-al 10-lea an de operare în România. Probabil că puțină lume își mai aduce aminte că în decembrie 97 au fost acordate primele licențe de operare în sistem GSM. Deci iată că după 9 ani de zile suntem o țară cu o rată de penetrare destul de avansată în ceea ce privește serviciile de telefonie mobilă, o țară în care avem cele mai noi tehnologii prezente pe piață și aici suntem deosebit de bucuroși că am fost întotdeauna primii care am adus românilor tehnologii care au permis cele mai inovative servicii. Nu trebuie să omitem faptul că anul trecut am adus 3G pentru România, anul acesta am adus 3G HSDPA, broadband, lucruri care credem noi că au impulsionat foarte mult dezvoltarea pieței și practic am venit în întâmpinarea cerințelor clientului. Din perspectiva noastră, cred că anul 2006 a fost un an deosebit. A fost un an în care am lansat cu succes brandul Vodafone, a fost un an în care practic am reușit să aducem românilor servicii inovative, cum este Vodafone Passport sau servicii care, într-adevăr, au fost special dedicate și gândite grupului de utilizatori Vodafone, cum a fost Vodafone Life. Suntem deosebit de bucuroși că am adus în același timp în România 3G Broadband, servicii care permit acum accesul la o rată de acces de 1,4, chiar și mai mult, de megabits pe secundă. Motiv pentru care noi vom continua să ne concentrăm pentru a dezvolta această tehnologie și pentru a extinde în România. Ceea ce mi se pare aici important este faptul că broadband 3G, de fapt, este o tehnologie care permite furnizarea serviciului atât utilizatorilor mobili, dar mai recent, prin lansarea noului modem, această tehnologie permite furnizarea de servicii și utilizatorilor care vor să folosească accesul broadband pe desktopuri, lucruri care cred că va genera o schimbare în ceea ce privește rata de adopție a serviciilor 3G broadband în România. Sunt momente în care, practic, trebuie sărite niște etape și noi am considerat la momentul respectiv că în loc să dezvoltăm Edge-ul, este mult mai bine pentru noi și pentru piața din România să trecem la 3G. Ăsta este motivul pentru care, practic, am dorit și am lansat în premieră, de fapt, pentru piața din România, serviciile 3G anul trecut. Rezultatele de aia se văd, cred că vorbesc de la sine. Numărul de utilizatori este destul de mare. Dacă stăm să facem o comparație cu numărul de utilizatori GSM pe care am avut în primul an, mi-aduc aminte că a fost undeva la 115.000, deja acum vorbim de peste 250.000 de utilizatori 3G. Deci eu cred că a fost lotul câștigător. Deci noi credem că am făcut ceea ce a trebuit la momentul respectiv.